Suntem în zona unei lucrări pe care ați solicitat-o primăria Cernavodă, dar să ne spuneți despre ce este vorba și de ce a fost necesar. A fost necesară pentru că agentul primar este al SNN-ului și agentul secundar este al nostru. Noi aveam probleme pe agentul primar. Erau foarte multe avarii, de 3-4 ori pe iarnă se oprea căldura pentru a fi reparate țevile și domnul primar, având o relație foarte bună cu SNN-ul, a solicitat să ne schimbe agentul primar, fiind al SNN-ului. Totodată schimbându-l, noi între timp am făcut și o zonă de cartiere, zona Ide Chirescu, și am constatat că nu ajunge, adică nu este suficient. Și s-a solicitat din 300, țeavă de 300, să pună de 400 ca să racordăm și cartierul Ide Chirescu. Această lucrare era neapărat nevoie de ea, pentru că pe agentul primar erau foarte multe avarii pe acest tronson și s-a hotărât înlocuirea acesteia cu una mai bună și calitativ și cu dimensiunea mai mare. În ce au constat lucrările concret? Decopertarea tronsonului de agent primar, s-au scos dalele, s-a săpat, s-a tăiat asfaltul, s-au scos țevile inițiale, cele vechi, și pentru că s-a mărit diametrul țevii, automat nici canivoul nu mai era accesibil și atunci a trebuit să spargem un perete al canivoului, să lungim acest șanț ca să putem să introducem cele două țevi de agent primar. Cu această mărire a capacității, care sunt beneficiile concrete dacă se majorează capacitatea acestei conducte, vă rog? Păi, primul beneficiu poate fi pentru cei de la SNN și anume faptul că nu vor mai avea pierderi, pentru că tronsonul vechi prezenta o grămadă de pierderi, o grămadă de fisuri, de avarii, aveau tot timpul pe acest tronson și ei vor câștiga prin acest lucru. Al doilea este pentru beneficiu cetățenilor orașului Cernavodă, pentru că undeva la capătul tronsonului se va racorda punctul termic din Ide Chirescu, un cartier de locuințe de case, care vor beneficia și ei de agentul termic de apă caldă și căldură.